Odată cu desfășurarea la finele săptămânii trecute a ultimelor competiții pentru copii și old boys, fotbalul hunedorean a intrat în vacanța de iarnă. Într-un 2021 pandemic, cei de la Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara îl consideră totuși un an bun din punct de vedere sportiv, dând exemplul Ligii a IV-a, unde lupta pentru câștigarea campionatului după un Final Four este una încinsă. Mai mult, primele două clasate la această oră, Retezatul Hațeg și CSM Vulcan, departajate de gol averaj, și-au anunțat intenția de a promova în eșalonul superior. O competiție foarte tensionată, o ediție a campionatului de Liga 4 cu multe rezultate destul de interesante, unde favoriții au pierdut, dar totuși e o ediție care ne bucură foarte mult, fiindcă avem 5 echipe care se bat pentru un loc în Final Four. Cele două echipe care în momentul de față sunt în fruntea clasamentului, Retezatul Hațeg și CSM Mihai Viteazul Vulcan, își doresc promovarea și mai mult își doresc să ajungă la jocul de brasă și câștige barajul și în anul sezonul viitor se voleze în cadrul Ligii a III-a, și lucru care ne bucură. Cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular, Hațegul și Vulcanul au câte 31 de puncte, podiumul fiind completat de Șoimul Băița cu 28, această din urmă formație exprimându-și la rândul său intenția de a promova. Urmează în clasament Inter Petrila cu 27 de puncte și Gloria Giurgiu cu 26, care, până în prezent, nu au anunțat că își propun promovarea, dar orice este posibil. În schimb, în Liga a V-a lucrurile nu au mers tocmai bine din cauza pandemiei, bineînțeles. Cristian Petrean, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, crede că în sezonul viitor, în Liga a V-a, unde lupta pentru primul loc se dă între Măgura Pui și Zarandul Criscior, prima formație având două puncte avans, dar și un meci în plus disputat, vor fi mai multe participante. Liga 5 anul acesta a fost destul de greu pentru noi să ne organizăm. Echipele nu au dorit să participe, am avut un număr foarte mic, după cum bine știți, doar 6 echipe s-au aliniat la startul campionatului, dintre care una a renunțat după 5 etape. Sunt convins că din cauza restricțiilor impuse și testarea sportivelor, vaccinarea a fost principalul motiv pentru care nu au participat în sezonul acesta. Iar din sezonul 2022-2023 probabil vom reveni cu 12-13 echipe și la nivelul Ligii a V-a. Sezonul competițional este programat a se relua în weekendul 11-13 martie 2022, cu etapa a doua din faza județeană a Cupei României. În weekendul următor se va relua Liga a IV-a, iar în ultimul sfârșit de săptămână a lunii martie a anului viitor vor reveni pe gazon și echipele din eșalonul al V-lea.